Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Campionii. Invitatul nostru de astăzi este sportivul de performanță, multicampionul la kickboxing, Alexandru Bejenaru. Alexandru Bejenaru s-a născut la 16 iunie 1989. Practică kickboxing-ul din anul 2010 sub îndrumarea antrenorului Eugen Musalimov. În anul 2012 a fost medaliat la Cupa Moldovei de kickboxing. Tot în același an, Alexandru Bejenaru a devenit câștigător la Campionatul Mondial de Arte Marțiale Mixte printre amatori, care a avut loc la Tallinn, în Estonia. În anul 2014 a ocupat locul 3, iar în 2015 locul 1 la Cupa Mondială de kickboxing. Pe parcursul anilor 2012-2015, Alexandru Bejenaru a devenit câștigător sau a ocupat locuri de frunte în campionatele de kickboxing, cum ar fi Cupa Moldovei, Campionatul Lituaniei, Cupa Europei între țările CSI. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația Moldova Sport de a participa la emisiunea Campionii. Mulțumesc că am fost invitat. Astăzi ești campion sportiv de performanță, dar cum ai fost în copilărie? Ce fel de copil ai fost? Ce țin de copilărie, cu prieteni am fost un copil năstrușnic, care făcea nebunii, chiar ceea ce spate spus chiar se bătea în școală, însă față de părinți eram cel mai bun copil. Ca pentru fiecare copil, ce note aveai la purtare? La portare eram 9-10, e și normal, pentru că față de profesori mă străduiam să fiu la cel mai bun înalt nivel, însă nebunile și șorile care făceam, le făceam cu prieteni. Cum ai început să practici sportul? De la câți ani? Sportul am început să practic din 2005, asta era în jur la 12-13 ani. Era un sport care ce ține de mai mult de cultura generală. Însă sportul de performanță am început-o deja din 2010. Cu ajutorul unui prieten care pur și simplu mi-a spus de ce nu încerci să practici kickboxul odată ce ai calități fizice foarte bune. Există așa antrenor ca domnul Eugen Musalimov care îți poate da cunoștințe foarte bune în domeniul dat. Părinții erau bucuroși că mergeai la antrenamente și nu stăteai pe afară cu băieții? Nu, și normal că părinții doreau ca eu să practic sportul, însă ce fel de sport am ales, cam noi prea erau bucuroși. Ei doreau un sport activ, dar nu atât de periculos. Nu, chiar că să te bați, să te vadă bați acolo. Da, exact. Adică, dânși în viziune era ceva, un dans, o acrobatică, nu știu, același fotbal. Dar ai încercat și alte genuri de sport? Da, am încercat fotbal cândva. Și am înțeles că nu e pentru mine. De ce? Pentru că era un joc în care joacă mai multe persoane, adică mai mulți oameni. Este o echipă. Și, o echipă, da, exact. Și în care rezultatele nu vin doar de nu depind de tine, exact, de întreaga echipă. De întreaga echipă. Și am înțeles atât timp cât depinde mai mult de oameni, adică rezultatul meu nu a să fie. Îți place să fii tu stăpân pe situație, să o controlezi așa, pentru că vrei de unul singur să obții rezultate. Depinde ce cazuri. De exemplu, în sport dat, da, iubesc să fiu stăpânul, eu adică eu iubesc să conduc. Practic, chiar maniera de luptă e atacant, adică nu luptă în maniera de retragere, adică mai mult atac. Însă, în viața de zi cu zi, uneori chiar îmi place să mă retrag. Povestește-mi un pic despre părinții tăi. Cu părere de rău, tata e decedat, a decedat în 2007. El n-a reușit să vadă performanțele mele, da. Mama, eu sunt simplă văzătoare, am un frate care e lemnar la momentul dat. Mama mai mult
adică mă stără să mă îndepărtez de sport exact, tot timpul îmi spune poate de ajuns, poate aici e limita, adică tu ai obținut campiona Republicii și gata, adică ți-ai de ajuns, însă totuși eu vreau să obțin mai multe, mai multe, mai multe. Ceea ce ține de dânsa în privința asta, pot spun că eu mă stără să obțin la distanță. Adică... Bănuiesc că îți spune de fiecare dată, pentru că este frică pentru sănătatea ta. Exact, adică tot timpul traumele încercăm cumva să le evităm, adică nu vadă chiar toate traumele care există în sport dat. Cât de des ai avut parte de aceste traume? Ele sau care au fost cele mai grave care te-au ținut departe de sala de antrenamente? Ele nu sunt atât de grave cât par la primul moment odată, însă totuși ele există. Sunt mici, dar există. Ceea ce ține de mici fracturi, mici tăituri, adică ele există. Să spunem acum că ele nu există în deopște, asta e prostie, să spunem, pentru că oamenii care activează în domeniul dat, adică ei deja știu consecințele. Ce ți-a plăcut în kickboxing când ai venit la primul antrenament? Că tare, dacă să în general ce țin de kickbox, de box, de lupte, de la început îmi prea ceva stupid, adică nu înțelegeam cum poate două persoane slovească unul pe altul, adică se provoace unul altul traume și adică vedem că un sport stupid. Însă când am venit la primul antrenament, părerea s-a schimbat total, deoarece am văzut multă inteligență, multă cunoștință, multă experiență și într-un timp scurt, adică milisecundă, trebuie să iei o decizie foarte importantă. Nu știu în care sport mai există așa ceva. Adică aceeași lovitură de direcție, da, schimb de direcție sau aceeași lovitură în care partea corpului trebuie să lovești într-atât de timp de scurt, adică nu știu dacă mai există. A fost cumva meritul domnului Musalimov, că ai rămas impresionat de primul antrenament? Da, asta fără vorbe a fost, pentru că este un antrenor foarte bun, chiar pot să spun că este cel mai bun antrenor, pentru că este și mie antrenor și normal că, adică părerea rău de dânsul nu pot spun. La ce vârstă ai participat la primul campionat? La primul campionat participat la vârstă de 20 de ani, a fost nu prea cu succes, însă totuși am zis că nu mă opresc la momentul dat, adică încerc să câștigăm victorie. La acel prim campionat nu ți-a fost frică? A fost multă lume, agitație, gălăgie, puncte? Ce țin de agitație era foarte mare, ce țin de frică pot să spun că eu prostie spun că nu există frică, deoarece mulți spun că nu există frică, însă în orice domeniu ce țin de adrenalin există frică. Pot spun că omul care n-are adrenalină și n-are frică e doar un om prost sau, pur și simplu, nu știu. Adică orice om există frica asta. Depinde deja cât de bine e controlată frica asta. Deja asta e altă vorbă. Cum reușești să învingi această frică? Frica desori este învinsă prin agresie, prin liniște chiar. Adică depinde de situația în care există, depinde... În ce stare mă simt, adică în ce stare mă simt eu, dacă agresia e foarte mare, încerc să mă liniștesc prin muzică, dacă îmi ajunge agresia, adică încerc să, pur și simplu, să analizez situația care există și iar în unele momente, pur și simplu, încerc să elimin agresia asta, doar, adică frica asta prin agresie, provocând agresia, elimin frica. Dar singur te reușești să te calmezi, să-ți aduni puterile, poate antrenorul este cel care ți este alături sau cineva din familie, poate prieteni? Da, ești normal că familia mă susține, adică fratele mă susține, familia, mama, părinții, cei apropiați, însă totuși pot spun că și antrenorul este un psiholog foarte bun, deoarece fără el cred că n-ar fi niște rezultate. De ce anume antrenorul? Pentru că știm că cu părere de rău noi în țară finanțele nu sunt prea bune ca în restul țărilor unde există un psiholog aparte, unde există un medic aparte. Aici rolul de psiholog deja o joacă la noi în țară antrenorul. Și pot spun că Evgeni Victorovich Musalimov este un foarte bun psiholog. Dar și a putut elevul lui să obține anumite câștiguri, înseamnă că totuși e bun. Ai spus că frica provoacă agresie. Din acest motiv ești un atacator în ring, după cum ai spus chiar tu? Nu vreau merge de agresie în atacător.
Că tare ce țin de mine, agresia o provoc foarte greu, pentru că chiar din lupte spate văzut, pentru că prima rundă în luptă tot timpul sunt pasiv, deoarece mi-e greu să provoc agresia asta, chiar și antrenorul lucrează la momentul dat cu agresia mea, pentru că de fapt eu sunt om, ce țin de copilărie, am fost un copil foarte năstrușnic, însă după clasele nouă deja m-am liniștit. Adică a devenit unul din practic foarte liniștit persoane. Și la momentul dat, la fel, sunt o persoană liniștită și mi-e foarte greu să provoc agresie. Și la momentul dat, antrenorul lucrează foarte mult, încearcă cumva să mă provoci. Și nu ai avut de pierdut din cauza acestui fapt? Da, chiar. Spui că la început, în prima partidă, în prima rundă, cum se joacă, chiar ești mai pasiv. Chiar foarte multe cazuri am pierdut. Chiar și traume am avut din cauza dată, dar însă totuși în următoarele runde adunam puterea și totuși încercam până să câștig. Până la sfârșit reușeai da, să ieși învingător. Da, da, exact. Dar ce-ți spune antrenorul? Că trebuie de la început să fii mai corect. Dur. Da, da, ești normal că de la început, pentru că deja finalul. Dacă început ai pierdut finalul, nu poți câștiga nicicum, adică ceea ce ai făcut în trecut nu poți schimba în viitor. Agresia era provocată prin diferite nuanțe, adică, de exemplu, ca pe părinții mei cineva supărat, pe mamă cineva supărat, și normal că orice persoană ține la părintele dragă și automat el încearcă cumva să provoce agresia asta. Cred că... Trebuie să fii provocat. Corect. Până adică, ce nu ești provocat, tu nu ești agresiv. Da, corect. Aceeași, de exemplu, prima rundă, da, prin ce nu primești prima lovitură, adică nu vrei să ridici mâna, încerci... Dar e o luptă. E o luptă, ești de acord. Nu poți să vie cineva care te-a supărat cu ceva și tu să te răzbuni. Este o luptă unde fiecare secundă este importantă pentru tine. Da, ești de acord. Însă totuși, asta-i. Noi încercăm să lucrăm asupra asta, foarte mult lucrăm. Totuși, schimbări sunt, nu spun că nu sunt. Ele sunt, dar totuși mi-a de lucrat la momentul dat. În 2012 ai fost premiat cu argintul la Cupa Moldovei, la kickboxing. Da. Acesta exact. A fost primul mare succes pentru tine? Da, a fost primul succes și am spus că aici nu e limita, trebuie să fim primul. Orice sportiv are o dorință să obții ceva mai mult, însă mulți sportivi se limitează la un... Ulterior, în 2013 ai reușit să devii... campion. Exact. Ceea ce am răspuns că mulți sportivi doresc doar anumite limite, adică el își pune scop să câștige Republica, de exemplu, și deja mai departe el se stopează. Însă la mine totuși era și este, adică un vis totuși să câștigăm cel mondial. Astfel, având visul ăsta, deja începeam să progresez mai mult, adică forțe erau anume dreptate spre sport. Și în 2013 ai reușit să obții... Da, a fost o victorie. Cupa de aur. Da, a fost o victorie foarte plăcută, adică, nu știu, emoțiile erau foarte mari, pentru că considerați cu celălalt sportiv de performanță, am început sport dat la o vârstă mult mai înaintată, adică la 20 de ani, comparați cu celălalt care deja încep de la juniori. Și consider că e prea târziu vârsta la care ai început tu să practici kickboxing-ul? Nu o să cred că e prea târziu, deoarece există un moment în sportul dat treapta de trecere de la juniori la seniori. De ce? Pentru că mulți sportivi încep în perioada de când sunt juniori. Ei luptau foarte multe succes, însă totuși când ajung la categoria de seniori, mulți din ei cedează. Adică pleacă din sport datorită performanțelor. Deja performanțele devin mult mai mici, pentru că ești normal că într-un junior și un senior este diferența unde este bărbăție, unde este agresia mai mare, unde este forță mai multă, unde este... Practic totul se dublează. Și la fel mai este trei de caracter. Trei de caracter nu poate fi comparat la cel junior cu acel senior, unde ești normal că la cel senior trei de caracter și dorința e cu mult mai mare decât la cel senior. Iar ce sunt de lovituri sunt mult mai puternici, forță, mai repet, că e la fel diferită. Dar tu acum participi în ce categorie? Eu sunt plasat în categoria până la 75 kg,
și exact la seniori. Dar profesioniști este etapa următoare? Nu, eu sunt către și amatori și profesioniști. Diferența, aș spune că nu prea este, pentru că sunt, de exemplu, prietenii noștri ruși, care același, ca exemplu, poate un sportiv vestit ca Artem Levin. El este de 7 ori campion mondial, însă tot, adică participă profesioniști, însă totuși el este pe amatori. Diferența între amatori și profesional, eu aș spune că nu prea este diferența. La fel poate spune și alți sportivi și alți antrenori. De ce? Pentru că diferența e doar între aparaturi pentru picioare, aparatur pentru cap, adică cască, și ceea ce ține de mănuș, adică mărimea la mănuș, e alta. La profesioniști lipsesc aceste Da, lipsesc aceste momente, adică și mănușile sunt mai mici. Însă nivelul de traumatism și loviturile sunt practic aceleași, să spunem, uneori posibil că în amatorii există mai mult traume ca în profesioniști, deci a trebuit să fie puțin invers. Amatorii, în primul rând, au experiență foarte mare. De ce? Pentru că, de exemplu, categoria mea de 70, până la 75 kg, de exemplu, același campionat mondial, adică ca să ajungă campion, e nevoie de 5 lupte. De exemplu, ce ține de profesionalism, e o luptă două. Aici, când treci etapa de 5 adversari, ești normal că etapa asta e foarte grea, pentru că fiecare adversar îți aduce oarecare traumă, depinde independență de la niște nivel se clasifică. Și automat, fiecare luptă devine mai grea, mai grea, mai grea. Practic, observăm că la campionate mondiale în care se petrec psihotare, practic, ultimele lupte sportivii s-au epuizat total, practic, majoritatea din sportivii sunt cu traume, care cu bandaj, care, adică sunt multe, multe, multe nuanțe. Și pot spun că a deveni un campion mondial pe amator nu e așa de simplu în comparație cu lupta profesională. Da, există o luptă profesională, dar totuși lupta de amatori când treci prin 5 adversari în câteva zile, adică e foarte greu. În 2012 ai obținut medalia de aur la campionatul mondial de arte marțiale mixte care a avut loc în Estonia. Ai trecut de la kickboxing la ce? Nu, mai exact, am început practic kickboxing-ul și a fost o propunere de a participa la MMA. Am încercat să particip la genul dat de lupte, deoarece în copilărie cândva am practicat judo. Și adică aveam idei de luptă la sol și venind în kickboxing, deja mi s-a pus baza la lovituri, ce ține de lovituri. Și automat, având baza din trecut, adică de judo și cu loviturile din prezent, adică am încercat totuși să particip la MMA. Da, a fost un succes pentru mine, am câștigat medalia de aur, după care totuși am spus că pun accent mai mult pe kickbox, deoarece din punctul meu de vedere, genul dat de sport, loviturile și tehnica și îndeopște singur ca sport e mult mai inteligent, nu chiar corect spus, nu că e mult mai inteligent, dar pur și simplu se pune accent pe tehnică mai mult decât pe cât în MMA. Dar în ce constă artele marțiale mixte? Artele marțiale mixte constă lupta la sol, lupta din picioare, adică practic se exclude doar loviturile în bazin. Rest loviturilor se permite coatele, se permite genunchii, se permite loviturile cu picioare, loviturile cu mâinile, strangulări, se permit durerile și așa mai departe. Însă deja în kickbox, adică versiunea K1 care este la un moment dat, se permite doar loviturile cu picioarele, loviturile cu genunchii, fără așa numitul clinch, ceea ce înseamnă îmbrățișări, și deja loviturile cu mâinile. Și practic accentul se pune anume pe bază dată. Cât de greu ți-a fost să treci la kickboxing la MMA? Mi-a fost greu deoarece în kickboxing este o anumită tehnică de luptă, în MMA există alt fel de tehnică de luptă. De exemplu, ca un mic exemplu, poate să de exemplu, ce țin de antrenorul meu de kickbox, tot timpul m-am învățat să țin spatele drept, ce în MMA nu e posibil de a ține spatele drept. E nevoie de a puțin a fi în duet, adică ca să fii puțin mai... Adică există o altă tehnică. A
anul trecut, dacă nu greșesc, ai participat la ediția a doua a turneului internațional Bitva za Voronej. Da, exact, a fost un turneu. Din câte știu, ai fost unicul dintre sportivii străini care au obținut victoria în confruntări asupra gazdelor. Povestește-mi un pic despre acest campionat. Da, a fost o propunere să luptăm în Voroneș, cu un luptător din Voroneș care la momentul dat, pe atunci, era cel mai bun luptător de anumite regiuni. Am fost, dacă nu greșesc, din 19 țări invitați. La momentul dat, eu am fost singurul invitat care a obținut victoria. Asta a fost foarte plăcut. Persoanele de acolo... Ce de obicei, cei sportivii noștri nu obțin aceste participări, doar cei de la Voroneș? Nu că câștigă aceste victorii, pur și simplu, pentru un sportiv care din Republica Moldova e mai greu să obțină victorii din punct de vedere, iarăși luăm aceleași finanțe. De ce? Pentru că în comparație cu țările străine care, de exemplu, au cantonamente 2-3 pe an sau chiar mai multe, noi avem unul sau două, unul iară, unul vară, poate puțin mai multe, dar nu chiar așa de mari cum își pot permite, de exemplu, țările străine. De exemplu, țările străine își pot permite cu cantonamente în Thailanda, o lună, două luni de zile unde se ocupe elita K1 lui kickboxing-ului. Și Muay Thai-ului, însă noi ne permitem așa, mult mai puțin. Înțeleg că nu avem pregătirea necesară sau nu avem pregătirea la nivel cu ceilalți. Avem pregătire, mai exact, nu avem... Sau suntem priviți altfel, faptul că venim dintr-o țară slab dezvoltată economic. Nu, deloc, chiar avem foarte mulți prieteni psihotari, nu suntem priviți. Pur și simplu merge vorba de experiență. Adică experiența care o capiți psihotare, nu putem căpăta la noi în țară. Pentru că ești normal că, de exemplu, același campion al Republicii, da? Noi luptăm 3 lupte pentru a deveni campion al Republicii, de exemplu, aceeași Rusie, pentru a deveni campion al Rusiei, are minimum 6-7 lupte, deoarece pentru că noi, practic, ne luptăm din orașele mici, luptăm pentru Republica. La dânsă este regiuni, este oraș, este... Adică o etapă mult mai mare. Ei duc o luptă mai, mai aprigă, da. și obțin o experiență. Corect. Mai bogată. Și plus la asta, sportivii sunt mult mai mulți. Ești numai dintr-o țară foarte mare, ai de unde alege. O țară puțin mai mică și plus la asta finanțele sunt mult mai mici comparat cu celelalte țări. Cu ce campionate câștigate te mai mândrești? A fost un campionat în 2013, dacă nu greșesc, Cupa Mondială. A fost o victorie foarte plăcută. De ce? Pentru că la momentul dat am avut o traumă la mână, practic o fractură. Și practic două lupte am câștigat cu o singură mână. Ai luptat cu o singură mână? Da, așa s-a întâmplat, s-a primit ca o glumă din partea mea, ca o prostie mai exact. Asta a fost, trebuie să plec în Ungaria la Cupa Mondială și înainte de asta am primit o traumă la mână. Și n-am vrut să anunț antrenorul și pe șiretlicuri m-am plecat la lupta dată. Antrenorul deja a auzit de traumă atunci când era la campionat, m-a certat și normal, după care m-a îndreptat și a zis că dacă totuși am făcut pasul ăsta, totuși înseamnă că trebuie să câștigăm. Și cum să câștigi doar cu o singură mână? Așa, adică practic mâna a doua era practic
în poziție de apărare. Practic lucram cu picioarele și cu genunchii și doar cu mâna stângă. Pot spun că a doua victorie am câștigat-o prin KO, adică knockout, cum se spune. A fost o victorie foarte plăcută. Diferența am pierdut deja în final, pentru că la început de rundă adversarul, studiindu-mă celelalte două lupte, și-a dat seama că totuși am o travmă la mână în care nu pot să lupt cu mâna a doua. Și practic el a pus accent în momentul dat și a câștigat victoria în momentul dat. Deja noi mai târziu ne-am revăzut cu adversarul dat și trebuie să fie o luptă, adică făcută, însă totuși a fost amânată cu regret. Înțeleg că o relație de prietenie nu există în ring. A văzut unde te doare și acolo a și corect, lovit. În ring nu există prietenie. Deja în afara ringului există prietenie. Acolo tot sub pentru medalia, asta e sport. Tu aveai să faci la fel? Dacă vedeai că partenerul tău este... Corect. Sau adversarul tău, mai bine zis, este accidentat? Corect, asta e o luptă, asta e sportul. Cât totuși e, nu cât agresie, dar cât e sport. Pentru că e o luptă, totuși. Da, e o luptă. Indiferent de traume, nu-i traume, totuși, atât cât am muncit eu, atât am muncit și el. Și, practic, același traume care am obținut eu pe durata luptelor, atât posibil s-a obținut și el. Însă momentul a fost că el a văzut momentul dat că a venit în mână traumată, însă eu momentele lui nu le-am dorit să le observ. Poate le-au ascuns foarte bine, nu știu. După această traumă, ai mai avut repercusiuni? A fost grea recuperarea? Spunem, nu că a fost grea, dar a fost mai exact vrem deja să mă antrenez și nu avem ocazia, pentru că înțelegeam că totuși cu mine nu pot să mă antrenez. Adică încercam, practic, următorul timp care eram, puneam accent pe picioare, adică lupturile cu picioare. Totuși asta este o experiență, deoarece la momentul dat înțelegi, pentru că n-ai mâini, trebuie să lupți cu ceva și lupți cu picioarele. Asta e un exemplu pentru mine, a fost foarte mare, adică o experiență. Dar înainte de competiții, îți studiezi cumva adversarii? Da, poate urmărești un video cu ei din alte lupte, dacă îți cunoști cu cine pe cine o să ai adversar în ring, sau atunci pe moment când ești deja tet-a-tet cu el, îi urmărești loviturile sau, cum zici tu, să-i observi punctele slabe. Da, ești normal că tot studiem adversarii înainte de a participa, pentru că fiecare sportiv, cât de bun ar fi, totuși are un minus undeva, el totuși scapă. Și astfel noi încercăm să studiem minusul lui, însă ceea ce ține de deja adversarul în ring, putem doar să vedem doar minusul lui prin aceea că frică, adică vedem o traumă la un moment dat, că putem noi să observăm. Sunt doar mici nuanțe care deja le vedem în ring, însă practic toată analiza se face înainte de lupt. Adică studiază dacă adversarul e mai bine, bun, adică fiecare din noi are calități care nu au fost prelucrate, de exemplu, aceleași lături de mâine, aceleași lături de picioare. Și în cazul dat, de exemplu, când știm că lăturile de mâini, de exemplu, sunt mai slabe ca la adversar, ești normal că noi punem accent pe picioare. Sau multe schimbări genul ăsta. Tu faci singur această analiză sau împreună cu antrenorul? Nu, ești normal că împreună cu antrenorul, pentru că antrenorul este cel care ne-a dat. Vede mai bine lucrurile. Vede mai bine, în primul rând, în doilea rând, el practic ceea ce mă modelează pe mine. El cel ce lucrează cu mine. Ai 27 de ani. Până la ce vârstă poți practica kickboxing-ul? Kickboxing puteam să-l practicam foarte mult. Sunt exemple foarte multe care luptătorii au luat până la vârsta de 45, 46 de ani. Da, dar corpul tău și nu doar al tău, al fiecărui om, are niște calități fizice care nu pot fi la 40 de ani să fie aceleași ca la 20. Sunt de acord, numai că noi sportivi suntem așa fel de oameni care nu pot fi bine schimbați la momentul dat. Adică, practic, dacă am început cu asta, noi cu asta și practicăm, noi cu asta, cred că terminăm. Deci nu te gândești la o vârstă unde vei abandona kickboxing-ul? Nu, exact, acum nu. Mă gândesc, pentru că totuși este mod de obținut, sunt multe visuri care trebuie realizat. Și care ar fi ele? Să obținem totuși încă două campionate mondiale, ca să fie deja în palmarez 3. Adică asta e o dorință foarte mare, adică
Și normal că e foarte greu de ajuns la așa dorință, însă totuși nu cred că este să fiu final. Asta e o dorință doar. Te-ai gândit ce ai face după? După cred că aș începe să antrenez pe cei mici, adică cumva să înaintez pe dânșii, deoarece... Ai încercat să antrenezi copii? Da, la exact. La momentul dat antrenez copii și e foarte plăcut, deoarece ești normal când vezi cum copil crește de mic, e adus, practic, n-are capabilități de a face mișcare. Nu, hai să spunem, la momentul de azi, care există, unde se pune accent mult pe călcătoare, copiii sunt foarte sensibili, foarte slabi, foarte cei ce sunt de pregătire fizică. Și normal când vezi că copilul de la o etapă foarte jos, crește la o etapă foarte înaltă, totuși e ceva plăcut. Și mai ales când vin niște pici de 4-5 anișori care învârtesc cu mânuțele și picioarele, e foarte, foarte plăcut. Ai încercat să antrenezi și fete? Da, chiar la momentul dat am o fată. Multe fete nu se diferează de băieți. Chiar în unele momente e mai ușor luptat cu fată, deoarece nu știu, ce sunt așa că consider eu că există mai multă agresie. Și plus la asta, fetele au o calitate foarte bună în comparație cu băieții de a asculta. Băieții sunt mult mai încăpățânați și deja în chiar aceeași tehnică încerc tot timpul să caute schimbări, eu spun din propria experiență. Nici tot timpul antrenorul îmi spune într-un fel, tot timpul încercam să caut cumva noi ieșiri, vedem undeva eu plusurile mele. Însă asta nu e prea bine pe transportie, deoarece antrenorul vede într-o parte altfel situație. Și la momentul dat, fetele câștigă. Au capacitatea mult mai mare de a câștiga. Cât de mult kickboxing este acum în viața ta? Cred că e foarte mult. Foarte mult, deoarece prea mult a fost investit, ca acum spun capăt. Câte antrenamente ai pe săptămână? Pe săptămână am două antrenamente pe zi, astăzi primești 10 antrenamente. Și reușești să ajungi la toate? Da, ne străim sau reușim. Pentru că dacă nu reușim... Dar ai și un serviciu. Ești normal că am un serviciu. Dar mergi dimineața la antrenament înainte de serviciu și seara sau cum e? Da, ceea ce țin de antrenament merg înainte de serviciu și deja seara după serviciu. Ești obosit? Ești normal că obosit, dar totuși visul e mult mai mare decât oboseala. Adică ceea ce vrei să devii realitate întrece limita la oboseală. Practic oboseală e doar ceva ce țin de psihologia noastră. În caz că noi vrem să o eliminăm, e foarte simplu. Numai deja depinde fiecare persoană în parte. Important să faci ceea ce îți place. Corect, exact. Ești căsătorit? Nu, până ce nu. Urmează. La întrebarea dată, a să răspund cu o glumă a unui bun prieten de meu care a spus că pentru sănătate există foarte multe fete, însă pentru o viitoare familie încă nu s-a găsit persoana. O cauți? Pe ringul de luptă? Nu, pe ringul de luptă, deoarece eu sunt un sportiv care totuși, indiferent că antrenez fete, totuși punctul meu de vedere e că sportul dat nu e pentru fete. De ce? De ce? Pentru că e un sport, mulți spun că nu e un sport dur, dar totuși o traumă pentru o fată. Fata, în considerența mea, trebuie să fie bufină, gingăș. Adică, ce puțin eu ca bărbat dur, vreau lângă mine să am o persoană dură. Adică, ești normal că biologic. Bărbatul e persoana care există putere, duritate, așa mai departe, și femeia e persoana care există gingășii. Ești normal că atracția noastră își constă. Gingășii atrage duritatea și duritatea atrage gingășii. Nu e posibil că duritatea să atragă duritate. Pentru tine, dar sunt foarte multe femei mai libere, care vor și ele să se simtă puternice și să fie puternice. Și dacă nu pot să fie puternice acasă, atunci pe ringul de luptă. Sunt de acord. Deja asta fiecare. Eu mi-am spus, adică cum văd în viziunea mea, o domnișoară, viitoare domnișoară, dar... Kickboxing ocupă foarte mult din viața ta și din fiecare zi. Poate nu ai timpul suficient ca să găsești acea jumătate. Nu, timpul suficient, timpul să găsești. Deoarece când se găsești pentru kickbox, cred că se găsească și pentru familie. Însă, totuși, asta e viața. Nu a fost să fie. Da. Poate le este frică fetelor de tine când le spui că practici kickboxing-ul. Nu știu, cel puțin eu mă stăruc
ce țin domeniul de sport tot timpul, să-l țin mai departe de viața cotidiană, pentru că asta e doar un hobby, mai exact spus, o plăcere a mea. Însă totuși viața cotidiană mă stăr să o țin mai departe tare de sport. Mi-ai zis că ai încercat și să antrenezi copii în special, dar în mare parte ce oportunități au sportivii care practică kickboxing-ul după ce pun punct carierei de performanță? Eu cred că un sportiv de kickboxing tot timpul a să aibă perspectivă, deoarece odată ce el a putut obține victorile în domeniul dat, eu cred că el a spus obține și în alte domenii. Aici depinde cât de încăpățânat el este. Odată și-a putut să obțină victorie în sportul dat, cred că să obțină și în viață victorie. Indiferent de domeniul în care s-a transferat, adică în domeniul în care ar fi el același business, aceeași... Adică, practic, o persoană care obține ceva în viață, el, indiferent de situația cum s-a schimbat, el să obțină... Dar ce altceva în afară de antrenor ar putea să devină? Știți, eu dau un exemplu. Cel mai bun pugilist la box, care a fost pe timpul sovietic, a fost cosmonaut. Asta e un exemplu în care putem spune că totuși sportivi nu sunt persoanele la nivelul cel mai jos. Adică orice sportiv are posibilitatea de a deveni cel mai bun în alt domeniu. Asta deja depinde de persoană. Vă spun că cel mai bun pugilist la box pe timpul sovietic, exact nu vă pot spune acum numele, era cosmonaut, era fizician și matematic, adică fiecare om își alege drumul lui. Care ar fi principala trăsătură care te-ar caracteriza ca om? Răbdare, cred. Cred că cu răbdare nu trecem peste. Dar ai această răbdare? Exact, dacă n-ar fi răbdarea asta, cred că n-aș te obține aceleași victorii. Pentru că victoria nu e chiar așa de simplu de obținut. Este nevoie de foarte multă muncă. Este normal că există și foarte multă răbdare. Ai participat vreodată la campionate neoficiale? Este normal că există deja lupte în care posibil să participăm pentru alte țări. De exemplu, se face un turneu profesional, țara gazdă are nădejde ca, de exemplu, 10 persoane din diferite țări. Și la un moment dat, persoana dată nu vine, dar deja reclama și publicitatea și așa mai departe deja au fost făcut. Atunci încearcă cumva să locuiască luptătorul. Ești normal că atunci există propuneri de bani, adică finanță, în care pur și simplu noi, pentru noi experiență, pentru dânsi pur și simplu schimb de luptători. Dar ai avut propuneri din alte țări să merge pentru alte cluburi? Cunosc faptul că mai mulți judocani de la noi, din categoria de seniori, au plecat în Emiratele Arabe. Da, e corect, ești normal că tot timpul există o propunere, pentru că avem mulți prieteni psihotari, ești normal că există propunere, însă totuși ne stărânim la noi în țară să obținem ceva. Dar ai avut astfel de propuneri? Da, au fost propuneri din Ucraina, în care mi-a propus să vin să lupt, dar totuși țara baștine, totuși încercăm cumva la noi în țară să obținem. Plus la asta încercăm și tineretul nostru cumva să-l promovăm. Însă motivul invocat de aceștia a fost unul destul real, de atractiv, da. Unul real, situația financiară și remunerarea care o au acolo. Da, exact, dar totuși pe lângă starea financiară și remunerare mai există ceva ce se de suflet, adică... Dar din ce trăiești un kickboxing la noi în țară? Haideți să spunem, la noi un kickboxing, în comparație cu celelalte țări, pe lângă kickboxing mai faci și un serviciu oricare. Deja asta în dependență de fiecare cum se poate orita în spațiu și timp, hai să spunem așa, într-un fel. Eu cred că totuși acel care dorește obține. Odată ce un sportiv are dorința de a obține o victorie, totuși înseamnă că el se poate obține și altceva în afară de sport. Pentru ce campionate acum te pregătești? Mai aveți ceva, competiții internaționale? Da, la un moment dat, în lunile apropiate există Cupa Europei în Cehia, unde va fi o cupă foarte puternică, deoarece se prognozează că va fi invitați cei mai vestiți luptători al lumii,
și automat că asta e o experiență foarte mare. Apoi urmează campionatul Europei în Turcia. Acesta este un campionat preliminar pentru jocurile internaționale, care va fi planuit pe 2016 și normal că iarăși va fi o luptă foarte puternică, deoarece fel o să există foarte multe țări care vreau să câștige această medalie la acest campionat. În afară de asta mai există lupte profesionale și deja mai vedem mai departe cum urmează. Dependență de succesele care va fi. Noi sportivii suntem realiști și noi tot timpul ne uităm reala situație. În caz că există victorie, da, în caz că există pierdere, noi deja încercăm cumva să ne schimbăm și plănim ceva mai bun. Dar pot să zic, recuperare după o pierdere, cum îți revii? Recuperarea e foarte, foarte grea, deoarece în cap să vă învârteți diferite gânduri, cât ai luptat pentru a obține victoria dată și ai pierdut, câte traume există pentru și tot ai pierdut. Munca care a fost, iarăși, regret. Plus la asta mai sunt persoanele care stau cu nădejde în tine că tu o să aduci medalia în țară, adică prietenii, cei apropieți. Și când tu îi dezamăgești, ești normal pentru un sportiv, asta e o durere, asta e foarte greu. Însă totuși aduci un nesucces, mai există persoane care te susțin. Asta sunt cei apropieți, prietenii care totuși spun că mâine mai este o zi, mâine mai e șansă, mâine să câștigi victoria. Ai avut momente când ai vrut să renunți? Haideți să spunem că în orice sportiv există momente date. Pentru că, la fel, când obții, te gândești, wow, cât timp a trecut, wow, cât timp a fost expuzat în vânt, adică a fost muncă în zadar. Însă, totuși, omul care are un vis foarte puternic, eu totuși lupt pentru el. La fel și noi avem un vis și luptăm. Crezi că e destul de dezvoltat acest sport în Republica Moldova? Republica Moldova, sportul dat în comparație cu celelalte țări nu e chiar așa dezvoltat, însă totuși poți... Ce nu-i ajunge? Multe nu-i ajunge la sport dat. Nu-i ajunge finanță, nu-i ajunge persoane, nu-i ajunge caracter, nu-i ajunge tărie. Adică sunt multe, însă totuși progres vede în comparație cu anii precedenți. Pentru că totuși deja observăm că numărul participanților la campionate crește, cât seniori, cât și juniori. Pentru că, în comparație cu anii precedenți, dacă veneau la un campionat 5-6 copii de vârstă 7-8 ani, acum deja e 20-25, adică depinde de categorii. Și deja e un progres, adică totuși ne mișcăm. Cu pași mici, dar totuși ne mișcăm înainte. Spune-mi, te rog, ce crezi că ar trebui să facă statul sau dacă face suficient pentru a susține acest sport? Dar pot spun că este nevoie de mai multă experiență. Este nevoie deoarece experiența noastră se diferențează de experiența țărilor străine. Deja statul face suficient sau nu face suficient, cred că nu am dreptul. Această experiență vine odată ce în țară reușești să ai mai multe lupte și mai multe competiții. În țară, dar și depinde multe contaminente care psihotare să facă, depinde cum sponsorizați sportivii noștri și alimentația, adică există mai mulți factori. Dar în ce țară este cel mai dezvoltat kickboxing? Acum exact o țară anumită nu pot spune, însă totuși pot spune ce țin de luptători. Cei mai buni luptători, practic, sunt aceeași Uniunea Sovietică, adică rușii, ucraineni, belorușii. La fel, americanii sunt foarte buni, irlandezii, olandezii sunt buni, Israelul sunt foarte bun. Adică țara care are investiții bune și care are de unde alege sportivi buni. Adică un număr de populație foarte mare. Este foarte strană, pentru că în Uniunea Sovietică erau interzise artele marțiale. Da, erau interzise, numai că noi cu toți știm că totuși artele ele marțiale aveau loc. Aveau loc, da. Erau în subsoluri, erau pe ascunsă, dar totuși se face. Același box, de exemplu, el nu era interzis, adică era un sport olimpic și adică se practica. Însă, deja micile schimbări, ce ține de picioare sau nu știu ce, se includea pe ascuns. Ce planuri ai pentru viitor?
planuri de a promova sportul dat și aduce noi succes și totuși sperăm cumva să influențăm asupra tineretului că totuși e bine de făcut sport în țară. E foarte bine de făcut sport, deși pentru că ultimul timp se pune accent mult pe tehnologie. Practic, tineretul pune accent pe tehnologie. Însă tehnologia e bine, e foarte bine, dar mai este și starea noastră, sănătatea noastră. Și pe lângă sănătate mai este ceea ce ne aparține noi. Noi ca viitori, adică bărbați, viitori apărători a țării, totuși cumva trebuie să ne apărăm familiile noastre. Deși noi spunem că totuși nu putem cu forțele proprii fizice să apărăm familia așa, pentru că există tehnologie iarăși, însă totuși într-un trup, este așa o vorbă, într-un trup puternic, există o idee puternică, există o logică puternică. O minte sănătoasă. Și o minte sănătoasă, da, exact. Se spune că sportivii trebuie să ducă un mod sănătos de viață, să aibă un regim alimentar, un regim de somn adecvat și suficiente ore de dormit, bine, în funcție de corpul fiecăruia, cât simte, care are nevoie. Tu reușești acest lucru? Practic, da, însă cu mici nuanțe. Deși mici nuanțe, tot timpul există, practic, persoanele care au exact același odihnă și așa, adică practic ele stau în bază pe sport. Noi însă, în situația care ne facem acum, se află Republica Moldova, totuși suntem pe două, spunem așa, fronturi, adică sportul și viața cotidiană care există la moment, adică serviciul și așa mai departe, familia. La ce oră te trezești? Cum arată o zi obișnuită din viața ta de reușești dimineața la antrenament, după la serviciu, seara iarăși la antrenament? Mă trezesc la ora 5. În fiecare zi, la ora 5 dimineața. Da, e foarte greu, însă totuși am spus că visul e foarte mare de 8 ceva și ești normal că... La ce oră începe antrenamentele? La 7? Începe la 5 jumate, tot. Și antrenorul vine și el la 5 jumate? Da, uneori da. Nu tot timpul, deși pentru că antrenamentele se clasifică independență. Există antrenamente în care pun accent pe forță, există antrenamente unde pun accent pe viteză, pe rezistență și este deja unde... Dar înainte de fiecare antrenament de kickboxing faceți o încălzire. Da, exact, o încălzire. Cardio sau... Cardio, da. Și deja când merge vorba antrenamentele de forță, practic nu e nevoie de antrenor. Este nevoie de antrenor și normal că este nevoie, numai că nu intră atât mare măsură ca în ceea ce sunt tehnică, de exemplu. Sau tactic, sau... Dar având un regim de viață atât de matinal, nu te simți obosit? Da, sunt multe momente când totuși oboseala dă de știre, însă totuși mergem înainte. Eu îți mulțumesc pentru un interviu interesant, îți doresc mult succes mai departe și multă putere de muncă. Mulțumesc mult pentru că am fost invitat și vă la fel succes în viitor și încercați, practicați și dumneavoastră kickboxing și în orice caz, dacă chiar nu kickboxing, celălalt sport. Vă mulțumim că și de această dată ați ales să fiți împreună cu noi și nu uitați că și noi avem valori, avem cu cine ne mândri. Emisiunea Campionii poate fi vizionată și pe site-ul moldovasport.md. Salutăm valorile Moldovei!